Președintele Consiliului Județean Mehedin Țeladin Georgescu a propus în ședința de Consiliu Județean un proiect de hotărâre prin care, din veniturile proprii ale județului, să fie alocată suma de 50.000 de lei sprijin financiar pentru cetățenii ucrainieni. În cadrul ședinței Consiliului Județean Mehedinți, președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a propus consilierilor spre aprobare un proiect de hotărâre prin care, din veniturile proprii ale județului, să fie alocate suma de 50.000 de lei ca sprijin financiar pentru cetățenii ucraineni. Este un moment în care am considerat că trebuie să fim solidari cu cei care fug din calea războiului și cu cei care rămân în Ucraina să lupte pentru cauza lor. Nimeni nu-și dorește să se afle într-o asemenea situație și pentru că empatizăm cu cetățenii ucraineni și cu mamele care pleacă din țară doar cu copii în brațe sau de mână, trebuie să fim alături de ei cu ceea ce putem face. În funcție de cum va evolua situația și evaluările care se fac, vom suplimenta această sumă. Donația s-a făcut prin Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Mehedinți, care va achiziționa produse neperisabile, cazarmament, produse igienice și sanitare, a transmis Aladin Georgescu, președintele Consiliului Județean Mehedinți. De asemenea, acesta își exprimă susținerea pentru cetățenii ucraineni și speranța că în scurt timp conflictul armat se va încheia astfel încât poporul ucrainean să poată începe refacerea infrastructurii distruse și totodată să fie limitate efectele de ordin economic pe care războiul le are în celelalte state.